mai, să vă resalut, da? Cum seara, bine ați venit. Am convocat o ședință ordinară, am încercat să facem ultima ședință pe anul ăsta. Dar înainte de a începe ședința, mă rugăm, haideți să ținem un moment de reflecție pentru și depozitarea deșeurilor între primăria municipiului Bacău, în calitate de operator al depozitului, conform la deșeul celula deșeul. A din proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului operatorului. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului operatorului depozitului conform de deșeuri, primăria municipiului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare între compania Rompres Service S.A. București și Agenții Economici Instituției Publice. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei SC Domeniu Public și Privat Mănăstirea Cașin SRL. 6. Aprobarea unui ajutor prejuit cu decesul salariatului Moscovici Maria. Articolul 2. Secretarul Comunei va duce la îndeplinire prezentă dispoziție. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publicată prin la fișierul de la primărie și va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău. Și cum ce zic? Am auzit. Trebuie colectat punctul 2. Exprimarea este secretarul prejuit. Punctul 2 la ordinea de zi, executare de loc. Dacă vreți să decideți în calitate de operator al depozitului, conform de DJ-ul, depozit conform, așa se numește depozit. Conform de DJ-ul? Da. E depozit conform, adică în conformitate cu legislația europeană. Așa e. Așa e. Așa e. Așa e formulare. O formulare. Înseamnă că așa e o greșit, domnule. Noi, dacă vreți, depozitul trebuie să fie conform.
că să îndeplinească niște condiții. De deșeu. Pentru ridicarea deșeului sau pentru altceva, dar nu de deșeu. În formularul respectiv, pe care aveți acolo în față, scrie la articolul 1 obiectul contractului, colectare separată și transportul separat la stațiile de transfer sau la stațiile de sondare, stații de compost sau la depozitul confort arondat. Da? Deci e vorba de o depozitare conform așa e problematistica făcută. Nu-i nicio greșeală. Eu rămân la ideea că exprimarea este neclară. Da, da, mai puțin. Ne-ați luat strict literar și din cauza asta. Nu, într-adevăr, chiar dacă vreți să gramatical cum vreți să luați. Tehnic, susțin că este bine. Așa o pozitărată. Da, din punct de vedere tehnic, așa e. Pentru că sunt și deșeuri neconforme. Sunt și depozite de deșeuri neconforme. Din cauza asta. Cum ar trebui conform contractului sau conform, eu știu, dar conform de deșeuri. Da. Deci, aprobarea tarifelor operatorilor de depozituri conform de deșeuri. Da, mă rog, nu contează, mai puțin timp. Da, 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 asta explicăm, din cauza că în trecut informarea a fost trecut. Sintagma asta, depozit conform. Nu ai înțeles respectivul. Da. Da, deci inclusiv punctul care l-am propus cu rectificarea la așa, cu suma de 294.286.57 lei pentru procedură. Și o să fie numai ăsta. Deci, până la vot pe ordinea zi, cine este pentru? Împotrivă? Se abțineți, da? Da. Da. Șată mai este pentru șase. A discus... O să intre eu la... primul contract, primul model de contract. Iar primul contract se referă la predarea de către municipiul Bacău și către ADIS Bacău a depozitului conform de la celula numărul 1, care este la Bacău. Făcând și noi parte din ADIS, absolut, automat, intră în obligația noastră să aprobăm sau să respingem, adică suntem consultați în aprobarea acestui contract de prestări servicii. Și o să-i dau citire, el are vreo 5-6 fază. Deci municipiul Bacău, reprezentat prin Lovreu Stavarache, primarul municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, strada Mărășești, în calitate de operator al depozitului conform de deșeuri, clasa B, situat în municipiul Bacău, strada Chimiei, titularul autorizației integrate de mediu, numărul 9 din 24-8-2011, pe de o parte, și ADIS Bacău, reprezentată prin Constantin Seto, în calitate de director executiv ADIS, împuternicit prin hotărârea adunării generale, în calitate de utilizator, în numele și pe seama OAT-urilor nominalizate în anexa 3 la prezentul contract, pe de altă parte, au hotărât încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze. Contractul este redactat și interpretat în limba română, este supus prevederilor legislației românești, notificările între părți se vor efectua în scris, precum și pentru a fi considerate valabile. La încheierea contractului, tarifele în vigoare sunt cele menționate la articolul 9. ADIS a delegat activitatea de colectare și transport a deșeurilor din cele 63 de OAT-uri din anexa 3, în urma procedurilor de achiziție publică, către RomPlest S.A. în baza contractului de delegare 180/2957 din data de 6.5.2015. Obiectul prezentului contract îl constituie depozitarea deșeurilor colectate și transportate de către operatorul serviciului de colectare și transport deșeuri, respectiv compania RomPlest Service S.A., pe baza contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și adresa numărul 43.493 din 6.11.2015, emisă de Primăria Municipiului Bacău.
deșeurile municipale și asimilabile, provenite de la utilizatorii casnici și area administrativ teritorială a localităților din anexa 3, conform codului din anexa numărul 1, respectiv conform codului acceptate, anexa numărul 2 la depozitul conform de deșeuri clasa B, situată în municipiul Bacău, strada Chimii, județul Bacău. Drepturi și obligații ale operatorului. Operatorul are următoarele drepturi. Să factureze și să încaseze lunar contravaloarea activității prestate, să aplice la facturare tariful în vigoare la cantitățile recepționate, să propună modificarea tarifelor în condițiile legii și conform articolului 9 din prezentul contract, să aplice majorări de întârziere sau să interzică accesul în depozit în cazul neachitării facturilor în termen, conform articolului 19 din prezentul contract. Articolul 5. Operatorul are următoarele obligații. Să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract, să verifice starea tehnică a echipamentelor și utilajelor și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni și neetanșietăți, să factureze contravaloarea activității prestate în conformitate cu cantitățile măsurate, să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impună în vederea rezolvării acestora în termenul prevăzut de lege. Să permită accesul operatorului de colectare și transport deșeurilor municipale, compania Avon Crest Service S.A., desemnate către utilizator, prin contractul de delegare, prin concesionarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6 mai 2015, pentru descărcarea deșeurilor după următorul program. În zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-19.30, în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale, în intervalul 8-19.30, duminica în intervalul 7-11.30, iar în data de 1 ianuarie închis. Să aducă la cunoștința utilizatorului modificările de tarif și alte informații cu minim 30 de zile înaintea aplicărilor. Să informeze utilizatorul asupra oricăror neconcordanțe între cantitățile măsurate și cele raportate de către operatorul de colectare și transport, deșeuri municipale, compania Rompest Service S.A., precum și asupra oricăror neînțelegeri cu operatorul desemnat de către utilizator, respectiv cu reprezentanții companiei Rompest Service S.A. Utilizatorul are următoarele drepturi, la capitolul 5, drepturi și obligațiile utilizatorului. Să îi se permită accesul la depozit în vederea monitorizării activității operatorului de colectare și transport și a activității care face obiectul prezentului contract. Să îi se permită accesul prin operatorul de colectare și transport deșeuri municipale, compania Rompest Service S.A., desemnat de către utilizator prin contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, în depozit cu respectarea condițiilor stabilite în contract. Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 15 zile de la primirea acestora. Să fie informat în timp util despre modul de funcționare a activității, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de autoritățile administrației publice locale sau de operator după caz. Să primească răspuns în maxim 7 zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligații contractuale. Articolul 7. Utilizatorul are următoarele obligații. Să aducă la cunoștința operatorului, înscris cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte perioada de facturare, orice modificare a datelor sale de identificare, precum și a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile. Să aducă spre depozitare prin operatorul de colectare și transportul deșeuri municipale, compania Rompest Service S.A., desemnat de către utilizator prin contractul de delegare, prin concesionare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numai deșeurile prevăzute în anexa 2 la prezentul contract. Să achite la termen contravaloarea facturii pentru activitatea prestată în conformitate cu prezentul contract. Să fie informat în timp util despre modul de funcționare a activității, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de autoritățile administrației publice locale sau de operator după caz. Să medieze eventualele neînțelegeri între operator și operatorul de colectare și transport desemnat către utilizator, respectiv compania Rompest Service S.A. Măsurarea prestației. Determinarea cantităților de deșeuri municipale primite la depozitare se face prin cântărire și înregistrare electronică la stația de recepție a deșeurilor,
în caz de nefuncționare a cântarului, se va face echivalarea de un metru cub compactat egal cu 500 de kilograme. La recepția deșeurilor, utilizatorul prin operatorul de colectare și transport deșeuri municipale, compania Ron Press Service S.A., desemnat de către utilizator prin contractul de legare prin concesionarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, va declara tipul de deșeuri și locul de proveniență al acestora, în mod distinct pe fiecare UAT în parte. Tarife, facturare și modalități de plată. Articolul 9. Operatorul va practica tariful aprobat la data încheierii prin contractului astfel. Pentru deșeuri menajere și similare acestora, 24 de lei pe tonă, tariful nu conține TVA. Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștința utilizatorului cu minim 30 de zile înaintea începerii perioadei de aplicare. De la predarea celulei 1 a depozitului conform spre operare către SC Ecosud SA, se vor practica tarifele din oferta acestuia. Aceste tarife și activitățile fiind prezentate în adresa 43.493-611-2015, emisă de Primăria Municipiului Bacău, înregistrată la ADIS Bacău sub numărul 754 din 11-11-2015. Operatorul actual va face cunoscută utilizatorului data efectivă a predării spre operare către SC Ecosud SA București, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii operării de către operatorul desemnat. Facturarea se face lunar în baza tarifului contractat și a cantităților efective determinate potrivit prevederilor contractuale însoțit de documente justificative pentru fiecare operațiune de descărcare, pentru fiecare parte în parte și în tipurile de deșeuri. Factura va cuprinde elemente de identificare ale utilizatorului, cantitățile facturate, tariful aplicat și temeiul legal de aplicare. Factura pentru prestarea activității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se emite cel mai târziu până la data de 15-a a lunii următoare, cele în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați să achite facturile, reprezentând contravaloarea activității prestate, până pe data de 25-a de lunii următoarea emiterii facturilor. Facturii. Neachitarea facturii, intervenind de 30 de zile de la data scadenței, atrage penalități de întârziere, după cum urmează. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplată la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare la data facturării. Penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului. Nerespectarea de către utilizator prin operatorul de colectare și transport deșeuri municipale desemnate de către utilizator prin contractul de delegare, prin concesiunea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, a condițiilor calitative, cantitative și de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata de daune și despăgubiri pentru pagubile provocate, plata bonusă a fi efectuată de operatorul de colectare și transport deșeuri municipale desemnat de către utilizator prin contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Neachitarea facturii în termen de 60 de zile de la data scadenței atrage întreruperea prestării serviciului strict pentru UAT-ul care nu a achitat către ADIS contravaloarea pentru serviciile prestate, până la achitarea integrală a sumei datorate, inclusiv penalitățile de întârziere. Reluarea prestării activității se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății. Plata se consideră efectuată la data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului. În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate întâi penalitățile și apoi facturile în ordine cronologică. Facturile și documentele de plată se transmit de operator la adresa de la articolul 1. Răspunderea contractuală. Pentru neexercitarea în totalitate sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor contractului și a celorlalte acte normative în vigoare. Părțile contractante pot include și daune interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii. Refuzul sau total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris în termen de 15 zile de la data primirii facturii, cu indicarea motivului legal ce stă la baza refuzului, în caz contrar acesta nefiind considerat. Forța majoră.
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract. Dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celelalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia. Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă de-a unui interes. Încetarea contractului. Contractul încetează în următoarele cazuri. Prin acordul scris al părților, prin denunțarea unei unilaterală de către utilizator cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare numai după achitarea integrală a debitelor către operator, prin denunțarea unilaterală de către operator în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 120 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, conform articolului 11, la expirarea perioadei de mobilizare și predarea spre operarea celulei 1 conform contractului 2495 din 22 decembrie 2014, per 68502 din 5-1-2015 între municipiul Bacău și SCEF-100 SA București, în condițiile notificării prevăzute la articolul 9, litera D. La încheierea operațională a celulei 1 a depozitului conform, la suspendarea activității operatorului din orice cauză sau la închiderea depozitului, la rezilierea contractului, rezilierea contractului la inițiativa operatorului pentru situațiile la punctele D și E, D, E și F, se produce după transmiterea unui preaviz utilizatorului și intră în vigoare după 30 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator. Litigii. Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe calea amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe calea amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente. Dispoziții finale. În toate problemele care nu sunt prezentate în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare și ale codului civil. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional cu acordul părților. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către cele două părți. Durata contractului, nu înțeleg ce l-au băgat ei la urmă, dar mă rog, este de formă. Contractul este valabil de la semnarea lui de către părți până la momentul predării celulei 1 a depozitului conform către operatorul desemnat conform contractului 24.2495 din 22 decembrie 2014 dintre municipiul Bacău și SCEF-100 SA București la închiderea operațională a celulei 1 la suspendarea activității operatorului sau închiderea depozitului. Semnează toată lumea. Da. Ce cumva așa cum o spuneam și la început, municipiul Bacău trebuie să predea depozitul numărul 1. Celula numărul 1. Să o predea către ADIS pentru exploatare. Deci cam la asta se referă și la taxa de... Avem taxa pe tonă de 24 lei pe tonă. Da? În mare cam asta e. Cam despre asta e vorba. Domnul primar, revin. Da, și dacă vreți, luați pe luăm mediator pe domnei care vin, pentru că jurnaliștii oricum fac o mână suficient. Trebuie eliminat. Deci, noi luăm modelul de proiect, modelul de contract prestări servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între primăria municipiului Bacău și să vin peste și ADIS Bacău, atât trebuie. Fără să mai spune conform de deșeuri. E un termen de modelul... Deci nu luați cuvântul conform, când m-ați, mă scuzați. Trebuie să luați conform, nu, este un termen tehnic. Nu luați ca gramatical conform. El se referă că este corect din punct de vedere tehnic, într-un limbaj mai larg. Deci nu luați cuvântul, are alt sens aici. Este un termen tehnic, spunea și domnul. Dar stați puțin, noi luăm modelul acestui contract. Așa. Atât. Deci noi trebuie să aprobăm
modelul acesta și spune că în ce constă contractul. Privind aprobarea, de, așa, aprobarea modelului de contract de prestări servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între primăria municipiului Bacău și Altis Bacău. Are rol consultativ, spunea domnul primar la început, dacă domnul primar vă poate da din nou detalii, nu? Așa am înțeles noi. Ce anume? Că acest vot al dumneavoastră este consultativ. Absolut consultativ. Da. Noi ca și parte din ADIS. Ca fiind parte din ADIS. Suntem consultați dacă suntem de acord sau nu să semneze contractul ăsta, alături de ceilalți membri. Da. Deci, practic, noi luăm modelul putem să-l aprobăm sau să ne aprobăm. Deci noi luăm modelul ca să aprobăm acest model de contract. Da. Și spune în ce constă. De-aia nu, mai, nu are rost de... Dar dumneavoastră la ce vă referiți? La titulatura din... Conform de deșeuri. De dispoziții, spuneți dumneavoastră? Nu, domnule, nu. Dar la ce? Din ordinea de zi, exprimarea este ambiție. Dispoziția de ordinea de zi, nu? Da. Asta spune. Da, domnule, nicio problemă. Deci, constă asta din nimic. Deci, tratarea și depozitarea deșeurilor între primăria municipiului Bacău. Da, cum mai spune? Eu mă refer acum esența. Conform de deșeuri și Altis Bacău. Esența este contract. Da, domnule, asta e. Pentru că mă gândesc am de la Bacău să văd dacă chiar aia... Nu, deci la Bacău nu va fi nicio problemă. Poate citești cineva peste 50 de ani și nu știi formula de sigur. Nu e nicio problemă asta, da. Haideți să mergem direct pe contract, dacă e... Eu așa vă spun, vreau să mă înțelegeți. Nu știu ce rost are ca consiliul Consiliului Local Sacovii când se referă doar la activitatea acestui rompres și această depozit. Ce s-a propus? Nu mă obligați să vorbesc în limba locală. Acest colos, acest megaloman care este rompres nu va merge niciodată. Un următor eu înapoi la 30 de ani, așa nu va merge el. Este o, dați-mi expresia, o afacere dubioasă în spatele căreia stă cineva mare și care nu are decât interes. Și nu înțeleg de ce trebuie să faci. În tot acest contract nu sunt folosite alte cuvinte decât plata. Plata. Plata peste tot. Da. Și întârziere. Dar plata nu faci. Deci noi nu facem transportul acestor deșeuri. Noi nu facem preluarea Consiliului Local acestui depozit. Nu înțeleg eu, ți-a fost pe lume. Deci nu preluăm noi acest depozit. Preia acest rompres sau cine este, ADIS-ul. În ce calitate trebuie să avizăm noi acest contract? V-am spus. Noi suntem membri în ADIS. Da. Deci noi suntem Comuna Mănăstirea Caș și mă alături de ceilalți 63 de membri, suntem membri în ADIS, da? Deci ADIS-ul preia... ADIS-ul preia depozitul. Păi v-am spus. Municipiul Bacău și ADIS Bacău. Așa. Deci, municipiul Bacău predă și ADIS-ul preia. Iar operatorul care operează strict pe el este rompres. Cine face recepția acestei cantități care vin la Mănăstirea Caș? Cum se face recepția acestei cantități care vin la Mănăstirea Caș? Ca să poți să faci plata legală. Întâlniți. Dar cine? Va fi cineva, un reprezentant al comunii? Va fi ceva? Nu. Sau cerul de sus? Iertați-mă, eu cu totul, mi se pare rău, e ceva care mie nu mi se pare, îmi pare rău că e poate prima dată când spun, nu înțeleg de ce Consiliul Local trebuie să aprobă asta. Am aprobat să fim în ADIS? Aprobăm să dăm 3,70 sau cât Dumnezeu? Nici eu nu înțeleg asta aici. Municipiul Bacău are o celulă de depozit, da? O predă el o predă la ADIS în baza unui preț, da? Doamne, plătești 24 de lei taxa pentru folosirea deci ADIS-ul trebuie să plătească taxa asta în fiecare lună. Din cei 3 lei și 7-6 care am aprobat, noi se plătește și taxa asta. Dar de ce? Așa de ce trebuie să vezi eu? Dacă eu îi dau la ADIS 3,70 lei, dacă eu îi dau la ADIS 3,70 lei, de ce trebuie să aprobă 2 lei pe acesta la noi suntem membri în ADIS. Da, eu sunt de acord să dau 3,70 lei. Asta am aprobat. Deci taxa de...
colectare care am aprobat-o noi la nivel local, să, să plătești inclusiv taxa. Dar cine plătești? ADIS-ul, nu noi. ADIS-ul, domnule, nu plătim. Și atunci, de ce se aprobă la acest contract? Deci, cere un aviz consultativ, ADIS. Da, ați înțeles? Noi suntem membri la ei. Domnul, în continuare, este un sistem unul. Nu știu cum se face recenția, nu știu cine face recenția, nu știu cine cântărești, cine face. Nu. Dacă vreți să discutăm logic, discutăm logic. Da. Deci, eu vă spun așa. M-ați întrebat de ce trebuie aprobat asta. Da. Bun. Sunteți mai aproape de 40, că n-am 370 aprobat. Noi aprobăm modelul de contract, domnul Bucur. Cât plătește ADIS-ul către primăria Bacău? De ce mă interesează mine asta? Păi pentru că suntem membri. Din cauza asta ne întreabă și pe noi cineva. Ne întreabă pentru că noi suntem membri acolo. ADIS-ul suntem noi. Până la urmă ADIS-ul suntem noi. ADIS-ul suntem noi, comunele. Asta este corect. Da. Faptul că... Cu altă problemă. Nu plătim noi. Nu plătim noi. Noi plătim pe la cele scrie toate cele. Nu noi. ADIS-ul. Da. ADIS-ul. Da, nu noi. ADIS-ul plătește. Bine, că și noi plătim la ADIS-ul, la rândul nostru. Nu vreau să ne trezim cu depozitul de gunoaie. Ei, și ea, că nu îl ia din cauza că am plătit la acest confort. Nu, haideți că da, lucrurile sunt cumva mult mai complicate decât și eu. De aici eu v-am spus... Aveți că prima dată când am fost foarte atent și am văzut că sunt... Noi avem... Undeva nu cumva ne joacă ceva, nu știu. Marele nostru noroc... Să scrie că crește prețul. Nu fie un joc de... Haideți că revin. Marele nostru noroc este că încă avem utilajele și pe care am vrea să continui și să susțin ideea de a le păstra, de a le... Să le folosim. Categoric. Nu să le folosim. Sistemul sectar. Adică este dreptul nostru să luăm în calcul că sistemul ăsta nu va merge. Iar în momentul în care nu va merge, dacă va veni momentul ăla, noi trebuie să ne reactivăm ce avem noi. Deci asta cred că e cel mai important lucru pe care trebuie să spunem. Am purtat o discuție cu foarte multă lume. Vă dați seama că cunosc și mă cunoaște foarte multă lume. Eu personal, dacă nu vreți dumneavoastră, la altcineva nu semnesc pentru containere. Și ca mine, din 200 de oameni care am discutat, eu știu nu semnează nici 5 oameni. Dacă nu vreți să-mi spuneți, eu vă semnesc de rușinea dumneavoastră. Dar dacă vreți, domnul, zice, nu-i semnesc. Dar nu-i vorba de rușinea. Ați înțeles sensul? Da, înțeles. Deci nu-i semnesc. Având noi ce ne trebuie și fiind bine organizați. Toți primarii de județul Bacău au insistat ca distribuirea pubelilor să se facă prin primărie. Deci prin primărie se facă. Pentru că nu se face. Nu se face. Nu se face. Eu știu asta. Însă până atunci o să vedem. Păi nu-i clar, dar nu e 15 ianuarie, ați zis? Bă, da, 15 ianuarie, dar deocamdată nu s-a mișcat nimic cu ăla. Adică ce se întâmplă? Noi nu puteam să rămânăm. Noi... Poate v-am reținut. N-am înțeles. Sunt omul. Da. Adică, dacă făcusem ceva bun și mergeam bine, da. Deci bine, satisfăcător. Am mers cum am putut. Satisfăcător, dar am mers, nu? Haideți să strângem asta și facem acest colos în care are cineva interesul și zace în el acolo. Nu se poate. Ascultați ce vă spun aici. Se întâmplă ca la Constanța. Mai rău. Ați știți ce-i dacă mai era Constanța? Mai da, știu că cam la anul bun. Eu chiar asta nu văd. Nu văd. Ei au preluat groapa de urmări. Dacă noi facem, continuăm cu societatea noastră, unde duci urmări? Te ne spune, băi, nu mă la mine. Lăsați, lăsați, lăsați. Am înțeles asta, da. Alte cine? Noi aprobăm un modelul de contract. Da. Atât, nu altceva. Da, da. Odată ce aprobăm modelul mai frig de contract, odată ce aprobăm modelul de contract, orice, dar nu plătim noi nimic. Odată ce putem fi, odată ce suntem... De banii care îi dăm noi, chiria asta care 3,270 sau... Asta oscilează, o să crească prețul. La nivelul precului cele 63 din comune se plătește către această... Și când ai pus și s-au pus de bară, atunci te-ai trezit pe data. Pentru că s-au învolățit de la colectarea deșeurilor astea. Aici. Dar o s-a ajuns. Nu cred, da. Milionare, ați văzut că noi n-am reușit să fim învolățit, domnule.
Nu, păi, dar noi vreau să zic că alții care se prin București, prin Constanța, da, și acum și ăștia se îmbogățesc pe seama asta. Dar nu se sărăcească, fiți sigur. Îmi vină cineva să ne fac serviciu gratuit. Da, în fine, haideți să... Sunt, dacă mai sunt la concret, dacă domnul Iuhaie. Noi când am aprobat să ne asociem în aviz, așa, știți că am aprobat o sumă din consiliul local, o taxă de prezentare a acestui aviz, da? Noi am mers la timpul respectiv în calitatea pe care o aveam noi, pentru că aveam acea societate la nivel de comună, deci Cașin și Mănăstirea Cașin, și am zis că vom merge tot cu ea în colectarea deșeurilor și predarea către ea. La momentul în care, de exemplu, mie mi s-a terminat proiectul ăla, mă gândesc că pentru viitor primăria Mecașă va fi nevoită în continuare să mai contribui și cu alte sume din bugetul local pentru susținerea acestei societăți, în afară de taxele pe prestația făcută? Conform contractului, da. Deci, în mod, conform contractului, da, pentru că îi pot schimba. Chiar în asta spune, nu stați că n-ați înțeles ce a întrebat domnul meu. Da, am înțeles. Deci, noi avem o societate care funcționează la ora asta și se numește SC Colțean. Da. Da. La momentul în care activitatea va fi preluată de Romprest, deci în momentul în care s-au distribuit pubele în Comuna Mănăstirea Cașin și a început colectarea de Romprest, atunci Consiliul își suspendă activitatea. Deci el, da, vom veni în fața Consiliului Local și vom cere o suspendare exact cum discutam. Un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, cât ne permite legea, și să rămânem motivat de faptul că avem toate avizele și tot ce ne trebuie, să rămânem în stand-by în momentul în care se întâmplă ceva care să nu fie în regulă, să reactivăm Consiliul. Deci, în momentul în care noi Romprestul va funcționa, v-am spus cum va funcționa. Va face serviciul o lună de zile, la sfârșitul lunii ne trimite factura, noi trebuie să plătim banul din buzunar și să plătim factura. Și aici nu deci nu va fi nevoie de alte sume decât de cele care le prevedem la începutul anului, în bugetul inițial. Nu înțeleg de ce trebuie să fie o argată acestui adis, să mă ocup eu în continuare de colectarea deșeurilor, pe când dincolo de aceste societăți au un plan de venitor al lor, au oameni angajați să facă asta, deci ei mai departe văd un contract încheiat între prestatorul de servicii și, eu zic, fiecare persoană în parte. Pentru că omul, mai departe, deci nu mă angajez eu. El îmi spune, domnule, la UAT Mecașe, după rada UAT-ului, s-a încasat prin 30 de tonii de gunoi, da? Cu banii ăștia. Eu după aia vin și mă întorc către cetățenii din zonă și încasez suma respectivă. Nu știu dacă va reuși. Deci, eu vă întreb așa. Noi avem consiliu, da? Dacă nu era consiliu local, nu trebuia ca și-mi funcționa consiliu? Sincer. Păi, suntem toți aici. Funcționa sau nu funcționa? Nu funcționa, nu cu putea. Mă întreb dacă funcționa sau nu funcționa. Din datele pe care le știm noi. A funcționat așa cum a funcționat, pentru că l-am sponsorizat noi de-a lungul timpului cu niște sume, că altfel eram ordin. Ideea, când am făcut consiliul, ideea generală a fost, doamne, nu mai vreau. Punem o taxă de 2,5 lei, o taxă minimă, ca să poată să o plătească cât mai multă lume și să putem să ne facem treaba. Deci, din cauza asta, el nu putea să funcționeze dacă nu era consiliul local. La fel și aici. Eu nu vreau. Eu fac o paralelă. Din banii comuni, din banii publici, să sponsorizez, deci, activitatea prestată pentru Ionescu Popescu. Deci el, dacă să știe că i-a făcut prestația asta, în momentul când are pobiera așa ieșit și a predat-o cu gunoi așa, eu știu, domnule, a trecut la el, o are, am încheiat contractul între el și ăsta, deci spunând asta, e ideal, nu mă intru. La ideal și până la... Mai faci o propunere la buget local în care vrei spune așa. Să se plătească la aceasta visa, visa, bama, naibilor, numai banii care se casează. Ceilalți sunt deturnați de fonduri, din bugetul statului.
sau din bugetul care devine comunic de seara așa. Da. Cred că toți consilierii vor fi de acord. Dar uitați că înainte de asta... El îți facturează și dacă nu plătești, îți blochează contul pe domnul Bucu. Noi am aprobat și caietul de sacin, pentru care operatorul a... Nu sună așa. Acum sună prea dur așa. N-am băgat pe noi de seama atunci, dar să știți că... Exact cum ne-a trebuit acum să aprobăm modelul de contract. Ideea este următoarea, și v-am amenințat de la Bud Hurt, aduceți la minte că tot am zis, da, vom ajunge în momentul vedării, vom ajunge în momentul. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem noi este să, din momentul în care începe funcționarea, ca să ne și conformăm, să fim în regulă cu toată lumea, suspendăm activitatea consiliului pentru o anumită perioadă, toate utilajele și tot ce înseamnă containere, oricum noi nu vom mai pune containere. Eu sunt sigur că noi nu vom mai pune containere, pentru că toate, din momentul în care o să începem să distribuim pupelele în teren, o să desfacem tot ce înseamnă container și platforme, toate platformele. Dar dacă plătim chirii la pupele? Nu plătim. Ia uitați, domnule, uitați să plătiți la contract. Dacă îl luați legătura cu Aurea, contract de servicii, prestări servicii și salubrizare. Haideți că ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Mai am altceva. Păi da, dar aici plătești, domnule, plătești pentru euro cu belă, ori îl cumperi cu 1.800.000, ori plătești 100.000 de lei pe lună. Deci plătești chirii. Stați ca să vedeți întâi despre ce-i vorba. Păi încurcăm de nu mai știm nici noi nu mai... Și de bine. Deci... Strângem eurocontainerele, rămân pubelele în teren, iar în momentul în care le activăm și, na, nu știu câtă siguranță să vă spun eu că sunt sigur că vom reajunge la reactivare, dar eu sunt sigur că undeva, într-un termen de maxim 2 ani de zile o să ajungem la reactivare, atunci intrăm, am spus un termen maxim, da, eu am zis un termen maxim, că nu se știe ce... Așa, automat noi să reîncepem noi treaba și să... Că plătim noi 24, luăm noi 7 lei. Eu revin la asta, da? Gata, am terminat. Deci la articolul 11 aliniatul 4, se spune, neanchetarea facturii în termen de 60 de zile de la data scadenței, atrage întreruperea prestării serviciului strict pentru OAT-ul care nu a achetat către ADIS. Deci nu mă implici pe mine OAT în această activitate. Nu are nicio treabă. Eu dau la ADIS, n-am treabă, iau la ADIS. Deci nu am implicarea OAT-ului. Aici, articolul ăla de seriniat. Deci nu înțeleg de ce. Că la partea finală de ei îl sunt dată către mine, mă dipitează cu, și exact cum zicea dumneavoastră, de unde am garanția că sunt 30 de tone și nu 29 de tone. Deci o confirmare asta. Eu dacă m-a duc într-o ședință când a fost cu ADIS-ul, eu chiar am și întrebat, domnule, cine stă în spatele acestei, să spun, afaceri, să mai bine zic. La care, deci, am aflat el la timpul respectiv acolo. Consiliul Județean. Am zis Consiliul Județean. Prin niște oameni pe care era discutat de chestiuni. Deci, nu știu, eu nu văd implicarea, cum să spun eu, a Consiliului Local. Domnule, societatea vine, îmi face prestări, deci eu pe mine mai din proiectul meu s-a finalizat, am încheiat proiectul, de aici încolo unitatea, deci care îmi face colectarea deșeurilor, vine, încheie contract cu mine, exact cum era și înainte. Îi dau banul, spune, domnule, el își face niște calcule pentru valorile care trebuie să le încaseze ca să reziste în timp, așa? Și atunci n-am nimic în potere. Aceeași idee, aceeași treabă. Nu, încercați să gândim despre serviciul ăsta ca fiind un serviciu oarecare. Deci nici vă spun, salubrizarea ca fiind un serviciu oarecare. Îl vreau să-l fac, îl fac, dacă nu vreau să-l fac, nu-l fac. Pentru că, de ce, domnul Micu, amintiți-vă că a venit un privat în Comuna Mănăstirea Cașin, cu acum 7 ani de zile și avea 20 de contracte, 50 de contracte, da? Și făcea porțiunea de la stradă și restul, toate deșeurile erau pe malul Cașinului. Așa se va întâmpla. Acum, în momentul în care este lăsat la atitudinea fiecăruia, vă spun, da, ce să fac cu contract? Dar ce cine mă obligă că veniți să fac contract, da? Din cauza asta am să trebuie să face primul atent, domnul Vasilia. Din cauza că altfel nu ar putea exista obligația. Și ar face 100 de inși, să zic că ar face cei care, chiar n-ar avea, eu aș fi unul dintre cei care își face, că n-aș avea un sânduc cu gunoiul. Dar cel care îi trece până prin fundul grădinii spune,
Te-am salutat din mersul, eu la loc acolo. Și va fi responsabilitatea administrației publice locale ca să fac curățenie. Va fi amendat pe mărie. Da, betonul rămâne. Ai fi betonul pe mărie. Nu, domnul Bucur, stați de niște oameni din platforma, nici nu vă veți da seama unde a fost. Ascultați-mă ce vă spun eu. Pentru că eu uitați. Deci dacă nu desfințăm platformele, tot gunoiul acolo va fi. Și va fi baldări întregi. Și luați betonul? Vom avea scandalul pe baneta acolo. Deci, stai puțin, eu am avut legătura cu cealaltă contract. Poate dacă ați desfat contract fiecare de om în parte. Dacă nu faci un contract pe care un parc, bă, trebuie să aruncă și pe sub tot. Și așa, așa, așa. La container de 1.100 de lei, Domnul, nu e legat de primul, că nu are nicio legătură. Este un contract pentru agenții economici. Agenții economici nu vor primi bere și container decât dacă vor să cumpere de la ei, și să cumperi cu prețurile astea și dacă nu se duce și-și cumpără de la... De unde găsești el. De unde găsești el. La asta se referă. Ce spune din asta? Păi deci adresul, deci mă debitează pe mine primăriei, nu? Da. Cu valoarea. Și mai departe, ce servicii... Adresul ne debitează pe noi în următorul fel. Câți locuitori are comuna Mănăstrea Acașa în luna ianuarie, să zic, da? Avem 5.000 de locuitori. 5.000 înmulțit cu 3,76, când am văzut, doar și nu-ți bani că se dă unii. S-a pus și am de cine e dar făcut. Da, dar n-are nicio treabă, domnule. El nu vă poate cum să fie încasat, dacă eu, cum să spun eu, nu-i prestea de serviciu. Nu există să nu faci cu noi. Nu există. Accepțiunea lege nu există să nu faci cu noi. Dacă ești plecat de localitate. Ești plecat de localitate, trebuie să vii la primărie, să declar, domnule, sunt plecat 15 zile sau o lună de zile. Dar nu înțelegi că așa trebuie o mare a primăriei la care nu te la acest lucrurile. Haideți să vorbim pe rând, că nu, ce a spus domnul. De ce să mă transform nou la gardul societății, te faci cu serviciile? Urmărește, cum să spun eu, pentru fiecare urmă în parte în casă, te-a banii, nu știu. Domnule, mi-a făcut serviciu, deci societate, deci ia să-și facă treburile. Deci nu-i le fac eu, deci nu. Deci practic nu are cum. El îi face rățin cu matematic, pentru că el învățează mâna. Plătesc și în munca și nemunca. N-are cum că e un colos. Era mai mărunțele așa, nu era mai. Că eu aici, dacă era toți al nostru, nu avea. Dacă repede, este numărul de locuitori cu valoarea de deci eu plătesc și munca și din munca care se face. Deci nu mi se pare corect. Deci sunt mi se pare corect. Deci ziceam, dacă 30% din 700, din 7.000 locuitori, 30% noi nu plătesc. Cine plătește în privința? Deci? Primărie. Păi de ce? Dar ce vorbesc așa, nu plătești un an de zile. Da? Sumele respective intră în debit și urmează cursul exact ca pentru mașină. Dar așa nu am debit. Deci atunci acum la Corțel avem în debit cu dumneavoastră. La Corțel avem la primărie. Da, la primărie exact. Primăria așa să fie scăzută. Am înțeles. De toate impozitele, dar nu discutăm acum prima dată. De toate impozitele și taxele locale, știți că au aproape 20% din total nu se încasează din diverse motive, da? Din fel de fel de chestii. Haideți că asta e cu tot o altă problemă, da? Dar tot știu o chestie. Deci și afară să strângi noile, dacă nu-și plătești din noi, nu-i mai dă dreptul să facă rate, nu-i mai dă... Deci ideea de un drept. Da. Da, ideea este de a aproba contractul dintre municipiul și ADIS. Restul da, ce mai avem noi. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Nu e ce să vezi. Deci ai numărul. Deci pentru, cum am zis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu am dat. Stai de la piesă. Păi, de la piesă. Da. 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 Cine se mai abține? Eu. Strio. Nu. 7, pardon? 6, sunt 6. 2, 4, 6, 6.
7 sunt? 6. 6 sunt. 8 sunt. 8 sunt. 8 sunt. 8 sunt. 8 sunt. 8 sunt. 14. Nu, nu mi se pare corect și normal, deci ăla zice, domnule, e matematic. Domnule, nu, e dai, s-a terminat punctul, da, lasă mai, asta este. Asta era cel care... Trecem la punctul 2. Aveți documentul. Tarifele operatorului depozitului conform deșeul. Nu, doamna președinte, ce zi? Okay. Da, da, bun. Nu te-am auzit. Da. Am un moment când sunt obosit. Te cred. Da. Vezi, mai încet. Atunci am pus prima. 45. Acum am ajuns de 275. Hai. 24. Am dus. Prin adresa administratului ANES numărul 6979, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, da. Spune așa. Vreau să luați toate măsurile pe care le considerați necesare pentru a vă asigura de desfășurare în condiții a contractului de delegare de concesiune, prin concesionarea serviciilor de colectare. În acest sens, vă reamintim faptul că Mateul reprezentat noastră are calitate de delegatar. Astfel, orice hotărâre a cărui Consiliul Local din cele 65 contracte prevede planului anual în ce privește aprobarea taxei în cuantumul de 3,76 lei pe lună, nu știu, respectiv 9,25 de lei, persoanele în mediul urban, conduce în mod direct la imposibilitatea asigurării sursei de finanțare a serviciului pentru toate cele 65 de ocupate. Noi am aprobat-o pe asta cu taxa, aprobarea modelului. Da. Și avem, avem în anexă, avem prețurile la, la deșeuri, la depozitare. Deșeuri reziduare din rural, tarif tonă conform ofertei 317,73 lei. Deșeuri reziduare din urban 162,93. Deșeuri reciclabile în rural 110,29. Deșeuri reciclabile în urban 65,14, deșeuri biodegradabile în urban 277,82, deșeuri periculoase din deșeuri menajere populației din rural 2435,87, deșeuri periculoase din deșeuri menajere populației din urban 569,22,
deșeuri voluminoase de la populație din rural 624,51, deșeuri voluminoase de la populație în urban 310,03. Astea sunt prețurile de depozitare. De ce așa nu să ne interesează pe noi? Păi nu, pot. Dacă suntem membri, tot ce la cunoștință, ne trebuie să luăm. Dar nu am tot în noi. Nu, dar ne aduce la cunoștință, efectiv. El nu face o altă fac informare. Deci, referitor la adresa noastră, numărul 678, e vorba de municipiul către Adis. Referitor la adresa dumneavoastră 678 din 29.10.2015, înregistrat la primăria municipiului Bacău, sub numărul 43.493 din 29.10.2015, vă comunic următoare. În prezent, EcoSud ESA se află în perioada de mobilizare și va opera din ianuarie 2016. Categoriile de servicii prestate de municipiul Bacău sunt depozitarea deșeurilor și operarea stației de epurare a levigatului. La această dată, municipiul Bacău încasează contravaloarea serviciilor de depozitare, tratare și valorificare deșeurilor municipale nepericuloase. Prin adresa 8757 din 5-11-2015 s-a transmis SC EcoSud ESA, draftul actului adițional, anexat la adresa primită de la dumneavoastră. De la preluarea efectivă a operării menționat mai sus, SC EcoSud va opera toate instalațiile de depozituri la tarifele anexate prezente. Până la preluarea operării de trimitere SC EcoSud, suntem de acord să încheiem un contract cu ADIS în vederea depozitării deșeurilor municipale nepericuloase la tariful de 24 de lei pe tonă pentru deșeuri menajere și 6 lei pe tonă pentru deșeuri din construcții și demolări. Tarifele pentru operarea stației de sortare sunt prezentate în anexă. Valorificatorii reciclatorii vor fi stabiliți de SC EcoSud. Tarifele pentru serviciile de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor nepericuloase din județul Bacău sunt anexate în prezent. Durata de timp estimată până la utilizarea de plină capacității de depozitare în celula 1, 5-7 luni. Semnează pădurea noșu. Astăzi o să par caragios, dar tot mai pun o întrebare. Acolo am auzit deșeuri din demolări. Deci dau 6 lei pe tonă, dacă demolez, îl chem pe el, vine și mie deșeuri? Nu, Păi n-am înțeles, așa spune acolo, deșeuri din demolă. 6 lei pe tonă. Îi dau telefon că a stricat casa și vreau să o dărâng eu și vine și mie ea cu 6 lei pe tonă. Atunci dumneavoastră și vă ia 6 lei pe tonă la poarta... La depozit. La depozit, duce acolo. Nu vine nimeni. Adu la bator. Duci chertice acolo, da. Sunt cei care sunt aproape de orașul Bacău. Sunt constructori care... Dar nu mă interesați cu mine. Sunt da. Eu sunt, vede cum am spus. Da, deci ăsta, avem la punctul 3 modelul de contract. Să zicem, în punctul 3, o contract între agenții economici... Deci ăsta a fost punctul 2? Punctul 2 a fost, da. Ăsta-i 2? 2, da. La punctul 3... Da, păi, exact ce a spus domnul Bucur. Pe noi, nu ar trebui să ne intereseze asta. Noi ne-ar trebui contractul între noi și ADIS-ul ăsta care ne ia. Ce face mai departe ADIS-ul cu România? Dar este membru ADIS-ul. Deci aici funcționează doi părți. ADIS-ul și ăla. Da, asta trebuie aprobat. În ADIS, noi l-am delegat pe domnul primar să ne reprezinte. Acum, ADIS-ul informează Consiliul Local. Bine, și cere și aprobare. Și cere și aprobare, bineînțeles. Nu poate să... Adică sunt chestiuni unde poate să voteze domnul primar singur, probabil în... Așa, și sunt chestiuni care trebuie hotărâte de Consiliul Local cu aducerea la cunoștință. Deci, sistemul așa cum funcționează. Deci, ADIS-ul... Îl controlează asta pe agentul economic care trebuie acum aia, nu? Păi atunci ce? ADIS-ul este cel care face contractul de delegare a gestiunii, serviciului public. Corect. Deci el îi dă serviciul... Și el îl controlează pe agentul economic, că la EU-ul cât timp nu aia ia prețul, el fixează, nu? Toată. Trebuie să existe două părți, ca să fie o parte contractuală. Da. La rândul lor, el are corect prețul ăsta care, eu știu, le... Dar era delegat serviciu. Operatorul. Exact cum am delegat noi serviciu către Colțel. Noi fim membri la VIS. Pentru că eu n-am în spate la acestea. Așa, modul de calcul, de ce se spune aici, e 125,84 pe metru cub, și noi e 115. A, și... Mă ales că e de sobat de calcul pe care o...
Adică mă gândesc că din atâtea UAT-uri care s-au înscris acolo, e posibil, domnule, să spunem 15, 18 UAT-uri, stabilește și un alt preț sau ăsta. Eu trebuie să merg, să spun, numai să aprob ceea ce nu cunosc. Stabilește niște prețuri. Preță de referință, nu să nu dreptul cu el. Am bucat cu anul ca cu la aia, cu Avem un model de contract dintre Romprest și agenții economici. La agenții economici se va face contract direct cu agentul economic. Se va face contract direct, nu va fi cum am dat noi hotărâri pentru toată lumea, da? Așa. Și instituții publice și... Inclusiv instituțiile publice, da. Tot ce înseamnă agenții economici, toți suntem înregistrați ca agenții economici, chiar dacă nu... Cei care au societățile în casă și ăștia plătesc. Absolut, tot ce înseamnă agenții economici, indiferent de numele și cu banii, da? Da, spune-l-o. Bun. Haideți că aveam de tăbăcit aici câteva lucruri. Lăsa-mi face la mâine. Mă pun din ordine de la mâine. Contract de prestat servicii de salubrizare între compania Romprest și societatea X, așa, reprezentată prin director sau domnul, doamna, așa, adresă, mă rog, ăsta sunt plățile. Da. Plățile. Articolul 1. Obiectul contractului. Colectarea separată și transportul separat la stații de transfer sau la stații de sortare, stații de compost sau la depozitul conform arondat al deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în vederea tratării acestora după cum urmează. 1. Colectarea separată, transportul separat al deșeurilor menajere reziduale generate, inclusiv eliminarea lor prin depozitare. Ritmul de colectare este o dată de două ori sau de câte ori se stabilește de la săptămână, în interval orar, la adresa, sediul social, punctul de lucru și așa mai departe. Colectarea și transportul la stațiile de compostare al deșeurilor biodegradabile, deșeuri alimentare, deșeuri din piețe, restaurante, catering, etc., inclusiv tratarea acestora generate de persoana fizică. Colectarea și transportul deșeurilor periculoase și deșeuri asimilabile celor menajere, inclusiv tratarea acestora. Colectarea și transportul deșeurilor industriale nepericuloase, deșeuri din construcții și demolări, inclusiv tratarea acestora, la depozit, la solicitarea utilizatorului pe bază de comandă scrisă în recipiente, cupe, container, 7 metri, de la 7 la 12 metri cub și cu mijloace auto special destinate acestei operațiuni. Colectarea și transportul, inclusiv sortarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă, separate la sursă, din recipiente, containere euro, cubele, sași din plastic, pe care operatorul le va pune la dispoziția utilizatorului contra cost, prin închiriere sau vânzare, în punctele proprii de amplasare, în baza unui program de colectare. Preluarea și transportul acestor deșeuri, colectate selectiv de către utilizator, din locația sediului acesteia, pe categorii. Hârtie, carton, metal, plastic și sticlă se va realiza în intervalul de timp de maxim număr de zile, în ritmul de o dată, două ori pe lună, cum se stabilește, orele, așa, să încheie o anexă. Colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, așa numitele deșeuri periculoase, la centrele de colectare, punctele de colectare, stocare temporară, la solicitare și în conformitate cu programul elaborat, inclusiv tratarea acestora, colectarea și transportul deșeurilor voluminoase neasigurabile celor menajere, exemplu, mobilier, la centrele, punctele de colectare, stocare temporară, la solicitare și în conformitate cu programul elaborat, inclusiv tratarea acestora. Durata contractului se încheie până începând cu data de și este valabilă pe toată durata valabilității contractului de delegare prin concesiune la gestiunii serviciului de salubrizare în județul Bacău, numărul 180 din 6-5-2015, devenind astfel subsecvent acesteia. Încetarea contractului nu afectează existența obligațiilor deja scadente între părți. Tarife și preț de închiriere, vânzare, recipiente. Tariful pentru colectare separată, transportul separat al deșeurilor menajere reziduale, inclusiv eliminarea prin depozitare, este 553,59 lei per tonă,
respectiv 110,72 pe metru cub, la care se adaugă TVA. Prin semnarea contractului, prezentului contract, utilizator non-casnic devine abonat operatorului și va achita lunar contravaloarea unei cantități minime de 1 metru cub de deșeuri menajere reziduare pentru utilizatorii care nu au sedii sau, și sau puncte de lucru la etajele superioare blocurilor, începând cu etajul 1. Contravaloarea unei cantități de 0,5 metri cub de deșeuri menajere de reziduare pentru utilizatorii non-casnici care au sedii și sau puncte de lucru la etajele superioare ale blocurilor, începând cu etajul 1. Contravaloarea unei cantități minime de 0,25 metri cub de deșeuri reciclabile pentru fiecare punct de lucru. Tariful pentru colectarea și transportul la stațiile de compostare a deșeurilor biodegradabile este de 946,82 lei per tonă, respectiv 189,36 lei per metru cub, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxa de compostare. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile asimilabile celor menajere este de 2065,59 lei per tonă, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxa de eliminare tratare. Tariful pentru colectare și transportul deșeurilor industriale de periculoase, deșeuri de construcții și demolări, inclusiv eliminarea prin depozitare, este de 101,47 lei per tonă, inclusiv respectiv 125,84 lei per metru cub, la care se adaugă TVA. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile separate la surse este de 1262,78 lei pe tonă, respectiv 126,28 lei pe metru cub, la care se adaugă TVA. Acest tarif conține taxe de sortare deșeurilor. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electronice și electrice de euro este de 1042,55 lei pe tonă, la care se adaugă TVA, acest tarif nu conține taxa de eliminare tratare. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase este de 866,98 lei per tonă, la care se adaugă TVA, acest tarif nu conține taxa de eliminare tratare. Toate aceste valori tarifate, astfel cum sunt redate în aliniatul 3 cu 1, 3 cu 7, nu cuprind taxele de transfer, tratare, compostare, sortare și depozitare a deșeurilor colectate și transportate la finalizarea licitațiilor organizate pentru administrarea stațiilor de tratare eliminare a județul Bacău, vor fi augmentări ale tarifelor care se vor aplica numai în baza aprobării AGRA a ADIS Bacău prin act administrativ. În perioada de tranziție, colectarea deșeurilor municipale, menajere și similare acestora se va face în amestec, iar decontarea serviciului se va face la tariful pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere reziduare de 53,59 lei pe tonă, respectiv 110,72 lei per metru cub, la care se adaugă TVA. Da. La solicitare, operatorul va dota utilizatorul cu recipiente de precolectare a deșeurilor prin închiriere sau vânzare-cumpărare, după cum urmează. Saj de 120 de litri, 1,2 lei, saj de 240, 1,7 lei, euro pubelă de 240 de litri, 180 de lei, bucată la vânzare, 10 lei chiria pe lună, o container de 1100 litri, container de 1100 litri, 1350 de lei la vânzare, 37,5 lei pe lună chirie, cupă container 5 metri cub, 8280 la vânzare, 230 taxe pe lună, cupă container 7 metri cub, 9360 la vânzare, 260 de lei chirie pe lună, cupă container de 12 metri cub, 15840 la vânzare, 440 chirie pe lună, cupă container, 24 metri cub, 20160 la vânzare, 560 de lei la chirie. Prețurile nu conțin TVA. Actualizarea tarifelor practicate se va produce de regulă dacă un parametru preț calculatorul inflația, cost de depunere la stația de transfer sau la stații de sortare, stații de compost sau la depozitul conform arondat,
a deșeurilor, influențe legislative, etc., al costurilor, se modifică cu mai mult de 5%, precum și în situația aprobării, ajustării, modificării, stabilirii tarifelor în baza normelor metodologice instituite prin ordinul ANRSC 109/2007. Doile tarife vor fi aduse la cunoștința utilizatorului cu 15 zile înaintea începerii de perioadă de facturare și sau după aprobarea acestora de către AGA, Adunarea Generală a Asociațiilor, la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea DIS Bacău. Drepturile operatorului să factureze, să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate, să aplice la facturare tarifele în vigoare pentru cantitățile alocate, determinate în baza bonurilor de confirmare, emise la preluarea deșeurilor și confirmate de utilizator, să propună modificarea tarifului stabilit atât în situația de schimbare semnificativă, lăsați-mă ca să citesc, da? A echilibrului valoric al contractului, cât și în condițiile articolului 3.9. Să aplice penalități de întârziere în cazul neachitării facturilor în termen, să suspende sau să limiteze prestarea serviciilor către utilizator, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii. Să solicite recuperarea debiturilor în instanță. Obligațiile operatorului. Să asigure prestarea activităților conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. Să pună la dispoziția utilizatorului prin vânzare sau închiriere mijloacele de realizare a precolectării, recipiente, inclusiv saci de plastic, inscripționați corespunzător pentru fiecare tip de deșeu contractat, etanșe și adecvate mijloacelor de transport, pe care le are în dotare suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive. Operatorul va la solicitarea utilizatorului va instala contracost în spațiile de depozitare speciale de recipiente de precolectare selectivă a deșeurilor. Numărul și capacitatea recipientelor se calculează în funcție de cantitatea deșeului colectată și de numărul lunar de colect. Inscripționarea recipientelor și aplicarea marcajului colorat, dacă este cazul, care să asigure identificarea destinației recipientelor de precolectare, sunt operațiuni aflate în sarcina operatorului. Să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul fiecărui tip de deșeu contractat, să factureze serviciile prestate în conformitate cu cantitățile colectate și confirmate de utilizator la tarifele stabilite aprobate de ADIS Bacău, să înregistreze toate sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termen de maxim 48 de ore, dacă acestea se referă la nerespectarea ritmului de colectare asumat prin contract pentru celelalte reclamații. Termenul de soluționare este de 30 de zile de la înregistrare. Să încarce întreaga cantitate de deșeuri, cele din categoria pentru care se face colectarea și să lase în stare de curățenie spațiul destinat ambasării de recipientelor de precolectare, încărcarea se va face astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu există posibilitatea împrăștierii lor pe căile publice. Să încarce deșeurile menajere în vehiculele transportatoare, direct din recipiente, este interzis să se răstoarne recipienți în cuți, pe stradă sau pe trotuare. Personalul care efectuează colectarea trebuie să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum și producerea prafului sau răspândirea deșeurilor în afara autovehiculelor de transport. Să așeze după golire recipientele în poziție normală pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator. Să aducă la cunoștința utilizatorului modificările de tarif și alte informații necesare prin adresa atașată facturii sau prin afișare la sediul utilizatorului. Să informeze utilizatorul despre obligația sa de a ține la zi, împreună cu autoritățile administrației publice locale, evidența tuturor utilizatorilor cu sau fără contracte de prestări servicii în domeniu, pentru a se analiza, examina și a dispune de către factorii de resort măsurile impuse de actele normative de protecție a mediului și a sănătății publice. A se deconta eventual prestația direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens.
a se aplica sancțiuni contravenționale corespunzătoare pentru utilizatorii persoane juridice care nu dețin contracte de prestări servicii de salubrizare. Să informeze autoritățile administrației publice locale sau ANPACO despre cazurile de limitare, suspendare a serviciului de salubrizare la utilizatorii persoane juridice din area de operare. Să ridice deșeurile în zile și intervalul orar stabilite. Drepturile utilizatorului. Să-i se presteze serviciul public de salubritate în ritmul și la nivelurile stabilite în contract. Să conteste în scris mențiunile facturii când constată neconcordanțe în termen de 20 de zile de la data emiterii acesteia. În caz contract, facturile vor fi considerate ca fiind având bun de plată din partea utilizatorului. Orice obiecție făcută ulterior acestui termen nu va avea relevanță juridică. Să primească răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale. Să solicite și să primească în condițiile legii despăgubiri pentru daunele provocate de operator din vina exclusivă a acesteia. Obligațiile utilizatorului. Să încheie. Să încheie contract pentru prestarea activităților serviciului de salubrizare, cele din obiectul contractului și să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare a localității. Utilizatorului revine și obligația organizării și operaționalizării precolectării selective a deșeurilor generate. Utilizatorul va pune la dispoziția operatorului de salubrizare spații de depozitare speciale în incinta serviciului punctului de lucru pentru ca deșeurile precolectate, sortate pe categoriile precizate să poată fi preluate de acesta în vederea reciclării, valorificării și tratării corespunzătoare conform legislației specifice în domeniu. Să nu introducă recipientele de precolectare a gunoiului menajer în recipientele de precolectare a deșeurilor din categoria celor periculoase, toxice sau explozive, cum sunt substanțe ușor inflamabile, materiale explozive, substanțe toxice, materiale radioactive, cadavre de animale, alte materiale și substanțe interzise prin legislația română în vigoare. Să păstreze condiții bune recipientele, răspunzând de furtul sau deteriorarea acestora prin plata contravalorilor specificată la articolul 38. Să comunice în scris operatorului în termen de 10 zile lucrătoare orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului și să încheie acte adiționale. Facturare, modalități de plată. Cantitatea de deșeuri colectate se evidențiază altfel. Un sac de PVC de 80 de litri se facturează 0,08 m3. O euro cu bilă de 120 se facturează 0,12 m3 deșeuri. O euro cu bilă de 240 de litri se facturează 0,24 m3 deșeuri. Un euro container se facturează de 1100 de litri se facturează 1,1 m3. Pentru alte tipuri de deșeuri se va factura în funcție de capacitatea acestora. Factura se emite până la data de 15 a fiecărui luni pentru prestația din luna precedentă în baza tarifelor convenite și cantităților colectate confirmate de utilizator în bonurile de confirmare, încasare, descărcare, la care se adaugă și valoarea chiriei în funcție de numărul și capacitatea recipientelor menționate la articolul 3, alineatul 3.8, cantitățile de deșeuri sub 0,5 m3, 1 m3 și 0,25 m3 se facturează conform articolului 3.1 din contract. Plata se va face în lei. Utilizatorul va efectua plata serviciilor prestate de către operator prin ordin de plată în contul prestatorului. Înainte de expedierea facturilor, prin modalitățile de mai sus, se acceptă ca acestea să poată fi recepționate de către utilizator și în format electronic la adresa de mail spusă a Departamentului Serviciului Biroului Financiar Contabilitate în termen de maxim 10 zile de la emitere. Răspunderea contractuală. Utilizatorul este obligat să achite contravaloarea facturii reprezentând servicii prestate în termen de 45 de zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen menționat atrage penalități de 0,1% pe zi întârziere calculate la suma restantă. Refuzul total sau parțial pentru alte considerente decât cele precizate în articolul aliniatul 6.2 al articolului 6 din partea utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator, va fi comunicată acestea scris în termen de 20 de zile de la emiterea facturii.
Utilizatorul este obligat să respecte prevederile aliniatului 7 cu 6, 7 cu 7 din prezentul contract, în caz contrar, rămânând răspunzător pentru plata de daune interese. Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor acesteia. Forța majoră. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen și sau executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăror obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celelalte părți producerea evenimentului și să ia măsuri în vederea limitării consecințelor lui. Încetarea contractului, contractul poate înceta din următoarele cazuri. Prin acord scris în părților, al ambelor părți, prin denunțare unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile după achitare la zi a tuturor debitelor datorate, în cazul deschiderii procedurii privind insolvența sau falimentul operatorului, la termen, în cazul contractului încheiat pe durată determinată. Litigii. Părțile convin la toate înțelegerile, neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate în interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente. Sunt chestiunile standard dintr-un contract, știi, legislația aplicabilă, dispoziții finale, deci toate dispozițiile din contract. Dacă întrebați un agent economic, nici eu nu știu de acolo. Cine încheie acest contract? Cred că nu tot primăria. Nu. Trebuie să-l încheie și primăria. Agentul, toți agenții economici. Da, cine e reprezentantul adisului, avisului, avalului sau primărie? Nu, domnule, vom prestul cu agenții economici. Deci nu, asta am de vom prestul cu agenții, nu, vom prestul cu agenții economici. Dar vom prestul va veni și la primăria Mănăstirea Cașin. Domnule, semnați și dumneavoastră contract ca fiecare agent economic. Cu școala, cu dispensarul, cu SC, cu ieții. Ei vor face acest contract cu fiecare agent economic. Fiecare agent economic. Fiecare agent economic. Dar nu uita, agenții economici, cum de fapt și primăria, selectează deșeurile separat, ei le preiau tot separat, din cauza asta. De la populație vor prelua numai menajeri. Dar de la agenții economici trebuie să ia cașoane separat, sticle separat, peturi separat. Nu, cine? Dar poate vă mai și casa în momentul ăsta, de cap era... Nu. Deci aici... Sunt niște prețuri enorme. Dar vedeți că prețurile sunt aprobate de ANSC. Da. Și asta le face în favoarea tuturor acestui agenții rom preț. Da. Deci exact pentru ei, lucrează pentru ei. Era cum era cineva să lucrează. Și la seama că interesul ia bani. Da. Deci ăsta e modelul de contract. Modelul de contract tehnic, da. Eu sunt sigur că fiecare agent economic va ajunge să negocieze cu... Sigur. Nu se poate impune. El, practic... Păi nu că ești obligat. Așa că nu ai contract, nu te obligați. Dacă nu ești la autorizație, vorbesc de preț. Discutam cu domnul Eugen, da? Eu produc... Trei cândii, da? Cum mă poți pune să plătesc o tonă dacă eu produc, da? Sau nu? Aici se poate. Depinde și de obiectul de activitate a fiecărui agent economic. Da, se va negocia la metru cub. Eu, de exemplu, o să încerc să obțin jumătate de metru cub sau maxim un metru cub, nu mai mult. În magazin care are cartoane mișinate. Mai întreb ceva și asta se va negocia. Nu ne pușu, eu ia la... Se negociază, dar nu ești obligat să însemneze. Chiar dacă... Nu, singura chestiune, că nici agentul economic nu poate refuza încheierea unui contract. Și aici există o pârghie prin care e tot, hai să spunem, tot primăria vine și sancționează dacă agentul economic nu face contract. Aici se spune, trebuie atenție mare să informați corect. Și aș folosi, în loc de termen de agent economic, aș folosi termenul de persoană juridică. Sau instituție. Orice persoană juridică. E mult mai larg. Da. Cine este de acord cu
model de contract. Bun, pentru, deci sunt primul, doi, trei, mă rog, mă rog, să știu. Mai ușor, care îți împărtit? Sau care se abțin? Da, care se abțin? Hai. Care se abțin? 2, 4, 5. Da? 5 din... Cine s-a abțin? Împotrivă? Împotrivă? Marco, Borgă și... Marco și da. Agiscu era noi, acolo eram cu altă parte cu ăsta, dar la compania Romprescu și interes mai am. Romprescu e operatorul. Operatorul care a luat prin licitație de la Lise. E o oameni de care... Dentru? Dar... Abține, nu? Nu, domnul, nu mai este de dentro. Dentro. Atunci ar fi numai patru, nu? Da, patru. Ca să știu. Deci am văzut un punctul 4. Punctul 4, da. Da, mai să te dacă am pierdut un adis. Da, tu ai avisat. Da, nu, da, da, nu, da, ce mai e cu adis? Ce mai e cu adis? Am un loc de invitație. Da, salul verde, în ordine. Salul verde, în ordine. Ai văzut o ordine din față, nu știu, punctul 4. Că este oricum noi nu descifrăm asta. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor. Asta s-a discutat. Dar n-am aprobat-o doar. Aprobat, da. Acum am aprobat în 7. Aprobarea tarifelor de colectare și transport de șeuri. Asta am aprobat. Avem vote pe șeuri. Mergem mai departe. Era vorba de tarif la agenție economică asta. Nu, nu, nu. Asta ar trebui. Exact cum era la... Ei ce a plecat. Aș cum a tot sunat și m-am auzit. Că trebuie hotărâri pentru hotare, că au fragmentat ei. De asta am trebuit să fragmentez și contul. Am înțeles. Da, tariful de 3,76 e aprobat de la ședința trecută. Iar eu am spus așa, scoteți-mi din ce trebuie făcut tot ce avem aprobat și rămâne numai ce nu e aprobat. N-am discutat așa. Fără de transport, colectare și transport. Nu, colectare și transport. Celor 3,76 intră în tot. Acum, da. Proiect de hotărâre privind organigrama, nu? Organigrama, da. La domeniul de public și privat. La cât ce număr ești, da? Asta e numărul 5. Da, e numărul 4, da. Nu e numărul 1. Asta e acum. Da. Și punctul 6. Da. Ai îndeleagă în subatul din ordine. Zicea pe un punct. Mai este... Plecare. Da, la domeniul public și privat. Nu plănesc cumva simpluțiu. Știți că conform statutului, Consiliul Local aprobă organigramă. Consiliul Local din partea comunei, ea fiind singurul asociat, da? Singurul unic asociat. Asta e sintagma, unic asociat. Și avem așa, un administrator cu post întreg, da? Unul pe unul. Un contabil cu o jumătate din normă, am zis... 1 pe 2. 1 pe 2, dar el va fi mai puțin, va ține 2 ore atât, contabil. Da. Așa, dar am pus un organigramă ca să fie, știți? Să, așa. Șofer de autocamion, pe care îl avem pe aici, da. Valentin, da? Tractorist, vorba de tractorul articulat, da. Tafu. Bulda excavatoristul. Iar plus de asta, avem nevoie de un post de dulcher, cu fraje minuni, așa, poate. Și doi muncitori de calificație. Da, asta a fost. Domnule, ăsta e Consiliul sau cu pădurea? Nu, domnule, nu e nici Consiliul, nici cu pădurea. Și ce e domeniul public și privat? Domeniul public și privat. Locă de muncă, nu? Da. Sunt domeniul public și privat. Care e la primărie, dar sunt cu pădurea. Da, oamenii sunt de rând, mai e greu de cine. Oamenii sunt două posturi care apar. Necalificație, da. Deci, administratorul este domnul Bucur, George, da. Adrian, da? Contabilul, am discutat cu cineva să ia 2 ore contabilitate, tot din firma care avea și ținea contabilitate la... Ba nu. Deci, am avut control de la curtea de conturi pe Colțean. Iar recomandarea lor este să nu se externalizeze contabilitatea și să fie un contabil angajat. Chiar dacă el va fi angajat 2 ore, da? El trebuie să figureze cu
cu contract de muncă și nu cu, cu contract de colaborare, pentru că așa e recomandarea lor. Dar trebuie să răspundem. Și asumim răspunderea juridică, dar e numarea de mare. Exact. Așa. Deci vă spuneam. Cine este scris contabil? Nu știu, nu. Tu, fetișoară de la... Păi spuneți, eu cum... Da, exact. Deci nu... Știu, nu știu cum mă cheamă, dacă vreți să mă vedeți. Firma este... Nu contează. Nu contează, mai departe. Îl lăsați că știm și noi. Domnul Mar, hai să-ți dau o oară. Personal vă dau... Da, dar nu trebuie să știm și noi consilieri. Bun, e cu două ori și... Vorba de... Vorba de două ori, încă n-a fost angajat. Noi discutăm acum de... De o schemă, da? Pe viitor. Deocamdată nu e angajat nimeni, o să vedem la ce ne-a făcut. Dacă vreți așa. Deocamdată nu e niciun contract. Deci, vă spuneam, șoferul de autocamion, tractoristul, buldozer excavatoristul, un dulcher și încă două posturi de muncitori de calificație. Nu știu, deocamdată nu sunt. Luăm în calcul doar schema. Nu e organigramă. Toată ecuația asta. În toată ecuația asta, știm pe administrator, pe domnul Bucur, băiatul nostru, șoferul îl avem, tractoristul îl avem, buldozer excavatoristul îl avem, și ceilalți vedem ce o să mai fie, la nu știm ce o să mai fie. Deci asta e organigramă. Cine este de acord pentru un an deocamdată? Deocamdată. Poate fi mărit. Ea poate fi modificat, mărit, micșorat. Cine este de acord cu această organigramă? Sistemul, sistemul de plată a lor, deci va fi ca salarii, deci din cadrare, da, așa? Sau vor fi de parte din ei în acord, în acord direct? Noi vom încerca să facem lucrări cu ei. De exemplu, discutam cu proiectantul de aici, de la Părăul Răchiților. Și am spus să facem un capăt de proiect ca să luăm torientul ăla și să-l ducem să-l descărcăm la vară. Eu zic că ar fi o lucrare cu care putem să începem și cu care putem să o facem cu forțele noastre. Să alocăm niște bănuți acolo și să continuăm cu ei și să facem lucrarea cu ei mai departe. Da, poate într-un șans betonat. A putea fi un punct de începere, da? Atunci trebuie să votați un bulgher, chiar bun. 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 Domnul, de asta și trecut dulgher. Putea să trecut citor de calificat și le-am spus dulgher, clar. Da, cunoaște, 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 poate, cunoaște, cunoaște. Da, cunoaște. În practic, aceea se va forța iar bugetul local, pentru că plata acestor oameni, așa, deci, practic, deci să fie plătit pentru prestația făcută. Că, practic, curiată ca salariat acolo, îl schimbă ca 12 milioane, 1200 sau 1500, deci asta e plata lui. Când face, când nu face nimic la o respectivă, face de 2 lei, el știe că trebuie să iau 120 lei sau 1200 lei, ăsta e salariul lui. Deci, ei vor trebui să vină deci, cu un plan de lucru. Pentru anul 2016, când se stabilește bugetul, se stabilesc niște lucruri. O să stabilim și sumele alocate pe fiecare lucrare parte. Absolut. Așa. Și țineți cont că noi alocam niște bani pentru dezăpezire, pentru plombări, pentru astea. Până la urmă ei trebuie să rănească din banii aia, pentru că noi nu căutăm să facem profit la societatea asta. Nu avem niciun interes să facem profit. Noi trebuie să ținem, să aibă ei salariile și materialele și să spună să facă treaba. Asta e ideea principală. Deci, nu o să-l pun pe șeful de la structura asta de organizare să muncească cod la cod cu aia de muncitori, nu? El are avea un salariu din cadare. Pe când ceilalți, chiar și lucrătorul cu utilajul, e în funcție de așa, deci sunt norme pentru utilajele astea, deci la prestația făcut sau muncitorul ăla, deci ăștia ar trebui să apărăm în organizarea asta și ce s-a făcut tarificare. Și modul de retribuire a lui. Eu văd altfel treaba. Odată tu mai angajat, îmi dai un salariu minim pe economie. Fără de smilat pe șură porții. Păi tu mai angajat, îmi dai un timp să facă prestat. Așa e rolul administratorului, așa și al nostru.
pentru că... Mă cheam la treabă și la urmă, la începutul anului următor, care va veni peste o săptămână, peste două, va trebui să facem un plan de lucru pentru tot anul 2016. Și acolo vom planifica, se va face un buget. Da? Un buget venitor și cheltuiel. Trebuie să venim cu el în Consiliul Local, să spună, doamne, veniturile se compun din, cheltuielile se compun din. Da? La voie și salarii. Și trebuie să văzut și salarii și tot ce trebuie. El trebuie să detalieze exact cum va lucra în anul 2016. Nu poți să am de treabă îți dau bani, dacă n-am de treabă nu dau bani. Nu, sunt și zile pentru că... Păi da, 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 acum discutăm de organigramă. Da, da, organigramă. Da, 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 da. Cine este pentru organigramă? Organigramă și cu mențiunea, deci să fie trecuți acolo, deci statutul de deci în codul, deci muncitor de care va fi. Deci, muncitor indirect, deci ăla știe, muncitorul indirect, el știe care are un salariu în capitol de lună și deci el știe că va lua în fiecare lună 1200 de lei. Și îl face, îl face pe 1200 de lei. Ăsta e salariul lui. Ei, eu trebuie să spun din ăștia 5 care sunt acolo, deci ăștia la cei 2 sau ăștia la cei 4, trebuie să fie muncitori în acord direct. Deci cât fac, atâția bani ia. Și mi se pare corect. Acum discutăm doar de organigramă. Da, deci pe destinare. Am pierdut un om exact ca și cum ai sufla într-o mânare, da? Fără de neașteptate, chestiuni care, Doamne ferește, poate mânta oricăruia dintre noi. Oricum, familia a trecut printr-o traumă, pentru că, vă dați seama, ce că avea 52 ani. Dumnezeu să ierte. Nu s-a așteptat. Și cine s-a așteptat? Nu s-a așteptat nimeni. Și am discutat cu familia și pentru faptul că nu te ajută nimeni. Contractul colectiv de muncă n-a fost prevăzut sau nu este prevăzut așa ceva. Știți că anumite cheltuieli de mormântare cu pensionare fac parte din asociația pensionarilor și se decontează și se... Am venit cu propunerea să acordăm un ajutor financiar familiei. Propunerea mea este de 3.000 de lei. Am spus minim. Dacă dumneavoastră considerați... Poate și mai mult. Dacă dumneavoastră considerați mai mult... Eu am venit cu o propunere de 3.000 de lei pe care mi-o susțin. Nu știu dacă mai trebuie să mai fac susținere sau... La mare maximă, domnul primar, dacă se poate. Care? Dar spuneți-mi și rog, așa... Unul spun 100 de milioane. Eu mă gândeam că 5.000 de lei ar fi o sumă care... Așa. Și acum noi suntem de acord cu chestia. Sau cine vreți să fie de acord. Acum, stați puțin că trebuie să discutăm despre lucrul ăsta, că una e să dai când are nevoie atunci, adică primăria putea să facă atunci, pe moment, pentru că era vorba de mormântare, de pomană, la 3 săptămâni. S-a luat, 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 Deci,
trebuie. Sunt de acord cu asta. A se vedea teneiul legal, deci dacă din valul public, deci la nivel de comună, deci pot fi decesii zilnic. Dar cu aprobarea Consiliului Local, tocmai de asta, domnul primar nu trebuie să ia hotărârea simplă. Absolut nu. A solicitat Consiliul Local, dar... Mai putem să decidem ajutorul de mormântare, să dăm dispoziții doar pentru cei care au beneficiat de ajutor social. Exact. Legea spune că cel care a beneficiat de ajutor social are dreptul de ajutor de mormântare în cuantum unei indemnizații lunare. Dar nu, altceva nu pot să fac eu. Atât? Atât, da. Indemnizația care mai formuleze, nu mai am pasul de 40 de lei? Așa e. Așa e legea 416. Da. Și-a căzut puțin, pentru că mai este, avem punctul la care nu putea să-l țin la ordinea de zi, sunt niște lucruri care trebuie totuși, că nu mai avem altă ședință anul. Păi nu, haideți ca să ne epuizăm cu noastră. Da, 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 eu vreau să termin în două minute. Haideți, așa, haideți să vă avem a spus că la început, da, am discutat, deci astăzi am fost sunați la trezorerie, când am fost virată suma în cont 254.826,37 lei, ca sumă pe care trebuie să o plătim constructorului pentru lucrarea la preodul. Fiind, vă dați seama că fiind astăzi, așa, mâine dimineață trebuie să fim cu rectificare de buget la Bacău, tot dimineață, miercuri dimineața trebuie făcută plata și așa. Deci vă rog să aprobați rectificarea cu suma pentru lucrarea așa, cu suma 254.286,37 de lei. Cine este pentru? Da, și cu asta am epuizat. Acum... Da, eu... Ce problemă? Domnul Bruna, dumneavoastră a stat autorizația la discoteca asta de aici, de la Vreau Cavale? Nu. Domnule, a zis, când vreți, nu suneți ziua, când, data când. Să vedeți dacă se poate locui în zona asta, dacă se poate locui în casă, domnule. Aveți un loc să stați aici, deci unde-i dat? Urgila, adică chiar nu ți-a găsești nicio măsură care trebuie fără autorizație. Da, încât îți sună, tremură geamurile, domnule. Știți cum care ar trece un tank prin fața casei, așa, din datorită boxelor asta. E la maximum, chiar nu se poate, noi avem poliția... Păi ce melodia de aseară, toată de la... Nu, dar întrebarea... De la unul la două, a stat afară, da? Pentru că nu se vede niciodată. Și deși domnul Ghețu a propus să facă o discuție, iar în cazul cu decesul ăsta l-a vrut să-l bată. Păi, polițaia când a fost în stare să ajungă măcar la accident în decurtie... Vă rog să vă știți doar la plimbare, sunteți că poliția este. Poftiți? Deci sunt luată la primar și des... Haideți, domnule! Hai, îți spui mie care stau aici, ce drag! Hai, lasă-o! Vreți chiar să închideți tineretul ăsta de mine să le acasă și să-l lasă pe la ce... Lasă-o, n-ai bine, dragă! Dar nu-i dat cum îi simți! Curăși mai bine ca mine! Nu-i dat cum îi simți! Eu am putut la și la bun și la două noapte și... Bun, lasă-o, nu mă, nu mă interesează ce faci ce afaceri ai cu voi sau nu mă interesează lucrul ăsta, sau dacă ai sau dacă n-ai. Dar eu spun că realitatea de aici, nu poți să stai, domnule, ce în casă. Nu vreau să nu, păi, nu interesează ce relație ai, dar nu există poliție, frate, dacă vreți. Cetățeanul al comunii o vestire acasă. Stați solo. Discuțiile divergențe de aici. Lăsați-l domnul Golan să-i exprime. Domnule, este ceva de speriat. Adică, veniți să vedeți câți beți se urcă la mașină. Beți, țapeni, țapeni. Deci țapeni, țapeni. Să vedeți câți intră și le frică să treacă potișorul ăla de la puiul de acolo în partea aia, dar nu cumva să ajungă în șanță.
Eu am vrut să iau la un echiaz, poate dă dracului în cap. Și era un băiat străin, nu știu, de la noi, de la noi, de aici. Nu putea... Ați făcut bine, da, nu putea, nu putea să... O jumătate de oră s-a chinuit ca să poată să-i îndolucă, chiar să desfacă portierul. Și am spus, băi, stai mă, să dormi, mă odihnești, să le găsești. Și m-a plecat, tot a plecat. Și a băgat un șans la voi. Și a băgat un șans la voi, te-am zis. Și spuneți, ce există poliție aici? Vai, lasă-mă. Îmi cer scuze, voi, te rog. A doua seară de Crăciun, știți ce control a fost în Comuna Monestirea Cașa? Cu poliția? Foarte bine, și le-a luat carnetele, să nu s-o urmă. Cine a pus controlul? Poliția de la noi? De la Orești. Da, voi cu poliția de la Orești. A venit la cei de la Orești, așa că aia e altceva. Poliția de la Orești. Așa că nu... Bine, eu ce-am spus, dacă nu știi tari din gură, nu mai ești. Vă spun că găsesc la ora 2, la 3, la 4, nu vă pot spune ce fel, în ce fel, ce jargoane se folosesc. Mă cutremur. Dar cred că auziți și dumneavoastră aici. Ăsta-i tineretul care m-am găsit. Nu, nu cred. Sunt copiii noștri, cumva? Sunt și copiii cu muzeți. Nu, așa cred. Nu sunt toți, nu trebuie cumva. Sunt și unii care sunt la locul lor. Da, copiii, dar noi am muzeți. Veniți într-o seară, când vreți, dar după ora 11. Și o să vreți aici. Și nu știu oituri, ce înjurături. Și face. El duce fiecare săptămână, îi dă oameni. Ce nu semnează? Și s-a dat oameni să facă cu muzică. Ce să nu? Așa funcționează. Așa funcționează. Nu ești chiar așa. Lasă, nu. Ce ceva ne